Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi: naționalismul românesc nu se construiește cu echerul și compasul. Naționalismul se ridică prin cruce. Doar prin acest semn vom birui. Asistăm însă în ultimul timp la cea mai amplă acțiune de intoxicare a zonei naționaliste românești, de deturnare și irosire a energiilor ei. Vectorul principal vizibil este Călin Georgescu, mason de grad înalt, fost președinte al Clubului de la Roma pentru Europa, una dintre cele mai influente organizații masonice. A crede că Georgescu a părăsit masoneria e o copilărie. Se știe că din masonerie, mai ales la un asemenea nivel, nu intri și mai ales nu ieși când vrei, așa cum ai ieși dintr-un partid sau dintr-o asociație oarecare. În masonerie nu sunt permise jocurile duble decât dacă ți se dă misiunea să joci dublu. Această misiune a primit-o mai sus numitul domn. Masoneria e o organizație prin definiție internaționalistă, globalistă, cum se spune acum, iar masonul de grad înalt Călin Georgescu are acum misiunea să joace cartea naționalistă, să coopteze și să subordoneze cât mai multe energie, entități, oameni din mediul naționalist românesc. Scopul principal e controlul unei arii cât mai extinse din acest segment, ținerea lui în frâu și nu în cele din urmă compromiterea și batjocorirea doctrinei naționaliste, doctrină cu o uriașă tradiție în spațiul românesc. El caută să se legitimeze în noile haine care oricum nu-i vin natural. Se comportă destul de stângat, se vede că joacă un rol, e făcut, nu născut. Limbajul folosit tributar mentalității francmasonice îl dă de gol. Noul naționalist vorbește laudativ despre o parte a liderilor mișcării naționaliste interbelice, ca și cum ar fi de-al casei un insider, făcând uitat un fapt esențial, anume că aceștia au luptat împotriva ateismului masonic și au avut de pătimit pentru aceasta. Georgescu face apel chiar la simbolul naționalismului românesc, Mihai Eminescu, care la rândul său a fost un adversar redutabil al principiilor acestei organizații oculte. Mari naționaliști se răsucesc în mormânt. Pe lângă legitimarea produsă prin simpla pomenire laudativă a acestor mari români, Călin Georgescu mai comite ceva. Batjocorirea imagologică a naționalismului, răsturnarea sensurilor prin profanarea lor. Acesta urmează rețeta lui Dugin, care laudă și el vârfuri ale elitei naționaliste românești, deși pentru aproape orice român e cât se poate de clar că aceia au luptat până la moarte împotriva expansiunii rusești. Făcând o mică paranteză, menționez faptul că Iurie Roșca, trădătorul de la Chișinău, spunea că masonul Călin Georgescu este o gură de aer curat, probabil inspirată de plămânul rusesc al lui Roșca, iar Mircea Malița, vechi combatant pe linie rusească, a fost inițiatorul întâlnirii anuale a Clubului de la Roma de la București din octombrie 2012. Reamintind că Biserica Ortodoxă Română a condamnat oficial masoneria prin hotărârea Sfântului Sinod din 1937, Biserica osândește francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă, poziție reiterată în anul 2014 prin vocea părintelui Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din 1937 cu privire la masonerie e azi neschimbată. Sunt voci care afirmă că domnul Călin Georgescu ar fi condus de fapt o organizație cu nume asemănător Clubului de la Roma și că nu are nicio tangență cu masoneria. Fals. În octombrie 2012 a avut loc la București reuniunea anuală a adunării generale a Clubului de la Roma, găzduită de Banca Națională a României, BNR, iar la dezbatere au participat guvernatorul Muguri Sărescu, de asemenea membru marcant al clubului, și câțiva din greii clubului: Dennis Meadows, Jorgen Branders, Robert Pecei și, bineînțeles, Călin Georgescu. Din păcate, așa cum spuneam la început, pe Călin Georgescu nu-l găsim doar la BNR și în cercurile înalte de la ONU sau ale Clubului de la Roma, acolo unde chiar este de-al casei, ci și în diferite zone ce se revendică de la doctrina națională, fiind adoptat cu un uimitor entuziasm. Acești oameni nu știu care este adevărată matca lui, nu sunt conștienți că, așa cum spunea doamna Aspazia Oțel Petrescu, dacă pui un măr stricat într-un car cu mere bune, cel rău le strică și pe cele bune. Ce folos aduce Călin Georgescu naționalismului românesc? Doctrină? Nu. Naționalismul are deja doctrina, a făcut-o Mihai Eminescu și generația interbelică prin mari și adevărații intelectuali. Fapte? Unde sunt că nu le vedem? Cuvinte ce sună pompos și promisiuni? De acestea suntem sătui. În schimb, a reușit, datorită unui aparat propagandistic bine pus la punct, să smintească destul de mulți oameni de bună credință, de altfel,
care, spre exemplu, îmi trimit și mie puzderie de mesaje cu filmulețe sau citate din Călin Georgescu, salvatorul României, care a descoperit apa caldă, hrana și energia. Ce noroc pe capul nostru! Hai să-l luăm acasă la noi! Nu-i dăm și un costum popular să se integreze mai bine? Lăsând momentul de glumă amară la o parte, amintesc spusele unui adevărat naționalist, unui mare român, creator de doctrină națională, Nae Ionescu. Cu dușmanii de ieri ai naționalismului nu e împăcare posibilă, așa cred și eu. Articol publicat pe mihaiternoveanu.ro. Cine este Mihai Târnoveanu? Aflăm chiar din conținutul site-ului. Sunt Mihai Târnoveanu și am făcut acest site pentru că refuz cenzura, fiind convins totodată de importanța cuvântului scris în îndeplinirea acțiunilor al căror scop este afirmarea identității naționale românești. Contul meu de Facebook mi-a fost șters definitiv după 6 ani, iar de curând am fost chemat la Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Reclamat fiind o fundație din Gheorgheni, județul Harghita, condusă de un notoriu element autonomist, apărător în același timp al celor 2 cetățeni români de etnie maghiară condamnați pentru acte de terorism care au vrut să ne arunce în aer de 1 decembrie 2015 la Târgu Secuiesc. La ora deschiderea acestui site, procesul meu este în desfășurare, nefiind dat încă un verdict de către CNCD. Așadar, mă supun și judecății voastre a celor ce înveștiți aici gândurile scrise. Eu nu incit la ură, ci la adevăr. Incit împotriva 2 plus 2 egal 5, revoluția neobolșevică a vremurilor noastre. Cu Dumnezeu înainte, pornesc din nou împotriva acestei aberații. Pornesc din nou la întărirea legăturii dintre mine și alți oameni care împărtășesc același ideal, idealul libertății de a fi român, și sper ca nimeni să poată rupe legătura dintre noi, căci am certitudinea că legătura de dragoste, de neam și țară dintre români e indestructibilă. Legătura este în acea particulă etnică pe care Dumnezeu a sădit-o în ADN-ul nostru de români. Nu știu însă când și cum România ca stat va putea să se reseteze de la zero. Să nu mai moară Alexandru cu statul la poarta criminalilor, să nu mai moară aiurea oamenii prin spitale, bătrânii să nu-și mai numere în batiste strivite de lacrimi medicamentele pentru viață, iar sfinții României să nu moară încă o dată prin uitarea noastră. Dacă îi uităm pe sfinți, atunci va muri totul, inclusiv România. Trăim, luptăm, murim, ne naștem, renaștem, muncim, plângem sau râdem, ne batem între noi, ne mișcăm într-o țară controlată de străini. De mult timp, prea mult timp, avem de-a face cu o anarhie bine implementată pe mai toate palierele instituționale, care se răsfrânge asupra întregii societăți, o anarhie generată de frângerea reperelor identitare naționale și creștine, marginalizarea valorilor, subminarea puterii unui stat de esență românească, o anarhie care ne poate ucide individual și ca popor, care paralizează reacțiile instituțiilor sau ale oamenilor. Această anarhie ucide. Această anarhie cuprinde corupție, incompetență, indiferență, obișnuința de a coabita cu răul, deprinderea cu lasă că merge și așa, lenea, plata nemuncii. Se șterg principiile, diferențele dintre bine și rău, se relativizează totul într-o mare teorie a relativității, menită a înlocui certitudinea nașterii și învierii Mântuitorului, menită a înlocui adevărul și a-l antagoniza cu pacea în paradigma corectitudinii politice, afirmarea lui fiind similară cu instigarea la ură. Celebra formula 2 plus 2 egal cu 5 capătă în această ecuație valoare de reper de răspuns corect. 2 plus 2 egal cu 5 e revoluția neobolșevică a vremurilor noastre. Voi instiga așadar în continuare la libertate, declarându-mă împotriva oricărei dictaturi, inclusiv cea a minorităților. Cred cu tărie că împreună putem aduce un aport la resetarea acestei societăți, făcându-ne datoria față de țară și neam. Într-adevăr, culorile României din aceste vremuri nu sunt idilice, dar tabloul nu trebuie murdărit și mai mult, ci doar șters de praf cu credință și smerenie. Eroii și sfinții români sunt acolo, în firele adânci ale pânzei. De noi depinde dacă le îngropăm mai adânc sau le restaurăm, aducându-le în prim plan. Într-o lume în care mai toți au numai drepturi, eu consider că am numai îndatoriri, simțindu-mă însă liber. Liber să cred în Hristos și în neam, liber să fiu convins că România este grădina Maicii Domnului, liber să cred că eroii și sfinții români sunt acele modele în stare să ne ridice pe noi poporul nevrednic la loc în istorie. Doamne, ajută! Pe acela site găsim următorul articol, Rusia și Ungaria, acela steag antiromânesc. Serge Zoltan, liderul HVIM,
Jos pălăria în fața lui Putin, ne putem baza pe ruși. Zoltan este cel care a pus la cale împreună cu tovarășii lui din organizație atentatul terorist din 1 decembrie 2015 de la Târgu Secuiesc. Atunci ar fi trebuit să moară români. De sute de ani, conducătorii celor două popoare au dus constant o politică antiromânească. Pământurile neamului nostru au fost cotropite, ocupate de ei. Râuri de sânge românesc au curs. Și azi, o parte importantă din teritoriul României se află sub control rusesc. În același timp, în inima țării, în arcul intracarpatic, structurile maghiare cu sprijinul Rusiei exercită o puternică agresiune atât din punct de vedere etnic, religios, cultural, cât și economic. Nu mai facem teorie, știm prea bine gândirea lui Putin și Orban față de România. Lucrăm în continuare cu materialul clientului, redând spre o mai bună înțelegere câteva citate din prietenia ruso-maghiară din perspectiva liderilor unor organizații care acționează la firul ierbii împotriva României. Sărci Zoltan, liderul HVIM, jos pălăria în fața lui Putin, ne putem baza pe ruși. Trebuie să se pășească, pe drumul faptelor, totul trebuie cucerit fizic, fără sânge nu se poate. Viorel Furtună, liderul organizației filorusești Mișcarea Național-Democrată, MND, din Republica Moldova. Am pus deja temelia unei prietenii între organizația noastră și organizația de tineret din cele 64 de comitate din Ținutul Secuiesc și sper ca aceasta să fie un început al unei colaborări fructuoase și de lungă durată. Totodată, vreau să menționez că orice cooperare reciproc avantajoasă bazată pe prietenie și respect reciproc e benefică și vreau să vă asigur că rămânem deschiși în continuare pentru orice gen de cooperare cu prietenii noștri din Ținutul Secuiesc. Interviu acordat publicației Baricad, finanțată și controlată de Iopic. Același Viorel Furtună continuă. În esență, organizația noastră, fiind cu mult mai tânără decât așa organizații ca HVIM și Iopic, are cu mult mai puțină experiență ca cele enumerate mai sus și respectiv vedem în ele niște parteneri de la care avem de preluat o mulțime de lucruri. Organizația Naționalistă Moldovenească susține autonomia secuilor și în locul României de azi dorește o Moldova reunită, iar apoi ar da Transilvania maghiarilor. Și noi suntem pentru revenirea la granițele istorice ale unei Moldove independente și libere. Comentariile mele nu-și mai au rostul, spune Mihai Târnoveanu. Poate doar unul singur, cine nu s-a lămurit până acum despre ce e vorba în politica rusească față de România, să-l mai citească încă o dată pe Mihai Eminescu sau să ia aminte la cuvântul părintelui Justin Pârvu pentru a-și da seama că Eminescu este actual. Poate vor înțelege totuși. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.